Cei mai buni studenți au luptat pentru titlul de cel mai competent mecanic. În acest an, trofeul a fost cucerit de tinerii care își fac studiile la Colegiul Tehnic Agricol din raionul Soroca. Andrei Bujac este student în anul 4 la Colegiul Agricol din raionul Soroca. Acestuia îi plăcea de mic să-și ajute părinții la lucru în câmp și a dorit să îmbrățișeze această profesie din dragoste față de agricultură, dar și de cei care își câștigă singur pâinea. Din mic mi-am dorit să am această profesie, să mereu să îngrijesc de pământ, să cresc pâine pentru oameni, pentru că eu asta iubesc. Îmi place deoarece trebuie să alegi o profesie pe plac. La concurs au participat elevi de la mai multe colegii din țară. Concurenții spun că această competiție le-a oferit posibilitatea de a-și demonstra abilitățile. De mic copil am crescut în sat, îmi plăceau tractoarele, îmi plăcea pe câmp să lucrez. M-am îndrăgostit de această profesie. Concursul a fost foarte util, în primul rând. Ne-a dat o lecție de viață foarte importantă. Ne-a învățat să știm ara, în primul rând. Asta e prima lucrare de bază a solului. Ne-a învățat cum să ne comportăm și cu tractorul mai corect. Ne-a dat practică importantă și emoții. Noi participăm din experiența mea a doua oară. La acest concurs elevii își aplică anului 4 la specialitatea mecanică agricolă, aplică cunoștințele teoretice în practică. Participanții au fost evaluați atât din punct de vedere teoretic, cât și practic de specialiști în domeniul agriculturii. Cine mai bun arată câmpul, acel material, potențial uman, avem, dispune Republica Moldova. Ce este necesar de a-l valorifica prin crearea locurilor de muncă? Mă bucur de așa ceva, concursul care se fac. Noi putem să selectăm cei mai buni ca să-i angajăm în companie, să avem rezultate cât mai bune și cât să avem rezultate mai bune, să avem venituri în gospodărie. Altfel, agricultura fără mecanizatori se duce pe derâpă, cum spunem. Câștigătorii concursului au primit diplome și bani. Acest concurs este în scopul de a evalua sau de ca elevii viitori specialiști să demonstreze acele abilități, competențe care le studiază la orele teoretice. Concursul Republican Cel mai competent mecanic este organizat de Ministerul Agriculturii.